Incident violent într-un cabinet medical. Polițiștii fac cercetări după ce un medic ar fi bătut un pacient în urma unei discuții în contradictoriu. Conform mesajul.ro, incidentul s-a produs în jurul orei 18 în Bulgăru și județul Timiș. Pacientul, un bărbat de 66 de ani, a mers la cabinetul medical din localitate și a avut o discuție în contradictoriu cu medicul, o femeie de 39 de ani. În timpul discuției, doctorița și-ar fi pierdut cumpătul, spun polițiștii. L-a bătut pe bărbat atât în cabinet cât și afară. Polițiștii timișeni s-au deplasat la fața locului și au deschis acum, conform procedurilor, un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. La data de 29 august 2022, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că într-un cabinet medical din localitatea Bulgăruș din județul Timiș a avut loc o altercație între un medic și un pacient. În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, transmite IPJ Timiș. Bărbatul de 66 de ani din Bulgăruș s-a dus la cabinetul medical din localitate pentru a se interesa despre anumite deconturi de servicii medicale, însoțit de prietena sa. El a discutat cu medicul pe această temă, o femeie de 39 de ani. Aceasta s-a enervat de insistența pacientului, astfel că i-a aplicat câteva lovituri în zona feței. Prietena bărbatului a fost cea care a sunat la numărul de urgențe 112 și a chemat polițiștii să intervină și să aplaneze conflictul, relatează mesajul.ro.